Laura Codruța Căveșii visează la transformarea parchetului european într-un într fel de FBI al Europei pe care să uh, îl conducă. Uh, uită însă că în Europa există un ciudat paralelism, pentru că pe lângă parchetul european, există și Olaf și au cam aceleași atribuții și au început să se cam calce pe coadă. Numai că există o diferență specifică în sensul că Olaf nu se laudă cu niciun fel de realizări, în timp ce Laura Coduța și vorbește despre recuperarea în urma anchetelor a unor sume considerabile de bani și cu toate asta, cu toate că avem două instrumente de control în Europa, se estimează în mod realist că 50 de miliarde de euro sunt sifonați în fiecare an.